Bună seara, Republica Moldova! Iată că și s-a terminat această campanie electorală. Iar eu m-am gândit că ar fi bine să-mi adun eroii emisiunii mele Diplomație Populară, pe care o filmez de aproape 4 luni de zile. Iată că zboară timpul. Într-o ediție specială, în care să vedem împreună cu ce gânduri vin oamenii în aceste alegeri, cum își doresc ei să fie viitorul șef de stat și care sunt așteptările lor de la viitorul președinte al Republicii Moldova. Bună seara! Bună seara! Mi-a spus Andrei, eu fac o emisiune despre ce cred oamenii despre viață. Se cheamă Diplomație Populară. Cum vă spune? Nu vă spune. Nicolae. A? Nicolae. Domn Nicolae, un gând. Alegerile prezidențiale. Care sunt așteptările? Așteptările spre bine. Așa? Spre bine și... altceva și... Ce așteptați de la președinte? Să facă ordine în țară. Că ajung la pensii, să mai ridici pensiile, să tragă atenția la pensionari, la salariile, să fie... Două lucruri care viitorul președinte să facă să fie mai bine. Ce așteptați de la el? Cred că să-și fie energie electrică, bă, să fie chiar și cheltuieli mai ieftine, mai puțin cheltuieli, să fie că le afla la oameni, chiar și să te duci la un spital așa, și noi nu, hărășo, care suntem aranjați la lucru și avem poliță, dar care n-avem poliță, ce să facă omul, să moară acasă? Dar de unde așa, polița așa, 4.800 de lei, și te duci și stai în spital și tot plătești. Bune să, de unde așa lege iesă, nu intră în situații la țărani, la oameni deloc, deloc nu intră în situații, ca așa bani, nu chiar și la Parlament ar fi cumva, ori licuire și degeaba, ori nu îi pui omul să-ți cumpere polița pe 10 zile, 4.000 de lei, cui trebuiește? Da, știți că asta așteptează la președinte lucruri pe care el nu le prea poate face, fiindcă are mandat limitat, împuterniciri limitate, asta prim-ministru mai degrabă să facă. Cine acolo unde eu în Parlament, acolo cred că hotărăsc toate întrebările, să nu mai hotărăște o persoană singură toate aceste întrebări. Și au fost, am văzut, și a fi, să vedem. Noi nu putem să stăm numai acolo, pe loc și să... Deci vreau să sunteți gata să riscați, dar numai să nu rămâne așa cum este. Da, deci, schimbări trebuie, nu, nu. Mă ждем перемен. Da, пускай будет, что будет. Лишь бы снушез pe loc, cum să-l zici. Care ar fi mai bun pentru Moldova? Așa cum e dumneavoastră. Nu știu. Trebuie să spun, nu știu. De la votare o să veniți? Numai decât. Acum vin alegerile, da? Da. Iacă dumneavoastră, ce credeți? Cine oamenii o să leagă următorul președinte? Pe nimeni nu trebuie de ales. E stăți răi. Nu chiar așa. Dar din cei răi, care e cel mai puțin rău? Cum credeți? Noi de mâine am cam dezamăgit. Știți? Știu. Vin alegerile, dar aici lumina a ridicat-o cu procente, nu cum așa? Lumina ridică, gazul ridică, nu cum se duci să iolcă palcă să alegi? Cum să alegi, dacă pensia mică și dacă o ridica cu 1%, 3 lei ar ce e lumina? Dar și pensia ridică, nu? Care pensie? Da. Două capii și ridică pensia. Dar în schimb e stabilitate. Dacă ar ridica și pensia, măcar cu 20%, dar așa, 8%, vă gândiți la 8% lumina. Ui, dar asta se înscrie? Se înscrie, tot. La televiziune ne-a arătat și-ai vedea. Dar pe ne-ai filmat? Da. Da, pui. Ei, da. Valentina, Valentina, nu fie că asta e aparat micuț, vezi, eu singur. Și filmez cu aparatul mobil. Nu mai spunem nimic. Ei, chiar așa. Ne-a văzut duși, dar noi aici în Rămănești. Nu, dar din conducătorii, e ca și a Moldovei, cine a fost aici în sat și când? Ei, nu, la noi vin aici numai când trebuie alegeri. Când vor să alegem, ia ca să vor alegeri, vin și ne, cum? Aici la club strâng, da? Da, da, ne spun multe de toate, fripte și certe, și curate și necurate. Noi ascultăm și noi trebuie să alegem, dar rezultatul îl vedeți toți. Îl vedem. Iact așa. Da, apropo, iată acum vin alegerile, totuși vă trebuie de ales pe cineva. Dar cine să alegem? Nu știe lumea cine să alegem. Dar cine, iată, dumneavoastră cu cine? Nu, cum nici nu știm ce alegem, cine alegem, nu știm nic. Eu cu ești de televizor mă sfădesc, tașeți, nu grăiți atâta, că nu-i drept nic. Dar ce nu vă place că vorbesc cu televizor? Da, multe minciuni spun și când la sfârșit se vede până la urmă vorbile lor. Și nu-i drept, o furat, o furat. Nu, nu ne-a dat, nu ne-a dat. Cine a furat totuși, a? Nu știu. Cât e miliardul ăsta? Nu știu. Sau că l-a probat pe drum și l-a probat, el a furat.
Merge mașina și schimbi ce o sac cu bani. Dar ce mai cat la mine la poartă. Tot satul așa a avut bani. Cine ajunge? Dar cum să mă scăpați mai ajungă dacă e sac fără fund? Ei nu mai știu numai să fure și să mințească lumea și altceva. Nu, dar acum este parcă stabilitate, este guvern, să măresc pensiile, parcă să reduc tarii. Nu. Nu e așa? El cum, cu adevărat se mărește, dar păi la ce a ajuns banul ăsta de azi? Păi și cum eu, nu merit eu o viață întreagă să lucrez și eu să n-am dreptul la o pensie care... Dar ce pensie aveți? Am 1000, cu totul cu compensația, cum mă dau, eu am 1000 și 500 și ceva de lei. Asta e bătaie de joc, am lucrat într-o întreprindere toată viața. Eu la 25 de ani m-am așteptat mult la mai bine ca azi. Chiar la oricare conducător din țară, băi, luați, băi, ați luat, luați, dar chiar toți să luați, nu mai lăsați nică la eșlanță. Am văzut legat la burdăghi parlamentarilor, ei să zic, dar... Da, au zis că nu numai aici să mănâncă, și la dânsă să mănâncă, dar acolo și să face. Și oamenii au, e ca din parlament, cum numai ei pentru dânsă mănâncă și... De-am și fac cu bani, eu nu știu că la oameni nu le ajunge și nu le dau salariu și oamenii n-au de lucru. Și la dânși au zis că se mănâncă din parlament, dar și la oameni au. De ce calități, de ce președinte are nevoie Moldova? Bun. Ia ca spui, scrie asta și spune la tăt Moldova, spune. Și bă, că pos, liberal, democratic și жесткий. Trebuie cu un harapnic, așa ca cum românii ne învăța pe noi, așa zi. Că la noi democrația nu merge, oamenii nu-s deprinți. Eu spui că om să fie iubitor de țara lui. De moștenirea care a căpătat-o de la părinții, de la bunicii lui. Să iubească țărișoara lui care este. Săracă, nu, cum spune, cu capacități reale, cum spune. Da, așa cum, cum a s-o iei în timpul de față, cum spune. În primul rând. A doilea, iubitor de poporul ăsta, să stimeze poporul ăsta, să asculte care poziția a omului și după aceea să o discute, să primească hotărârea. Dar nu, ei să primească și după aceea norodul lui să-i implice. Pe mine tare mă deranjează lucrurile, nu, și le-au amestecat lor să adreseze la popor. Care limbă voi preferați? Unire vreți sau nu vreți? Să adresezi la popor, să întrebi poporul ăsta. Și tată în țară, tată, dar nu o gheală. Și eu cred că dacă l-arăm șcapă pe un președinte, altul ar lucra. Asta părerile mele. Nu comentăm. Nu merge. Ce să fac în primul rând? Deci s-a spus. Și probleme se rezolvă. Două, trei. Iacă să ridică pensia. Vicenii au spus. În primul rând să uite la oamenii de la țară. Lasă să fie el în satul Dorotskaya. Nu a fost niciun președinte nu a fost să vadă cum trăiesc oamenii. Nu numai în Dorotskaya, în Coșniță, în Căcier. Nu, eu cred că a fost. A fost. Cum și fost. Și fost. Ei cum? Voronin a fost. Asta câți ani a fost? Timpul a fost. Și se întoarcă cu fața la oameni. Să, de când m-am născut, toate pravitii s-a asta, care și în Sovietski Soyuz, unde am fost, cum spune Șamuia, în țară independență, cum spune, tot ne spun că să ne întoarcem cu fața la sat. Măi, odată și odată, trebuie de întors fața. Că satul, cine satul, de și băieți tineri și fete și lucru lucrează, cum spune, satele, cum spune, orașul formează. După universitate, vreți să rămâneți în Moldova sau să plecați? Aș vrea să plec, pentru că în Moldova noastră nu prea multe lucruri sunt posibile, adică... Aș vrea un viitor mai frumos. Da? Și aici că nu puteți să mă aveți în Moldova. Dar ce trebuie să schimbi ca să vă schimbați părerea? Începând de la cap, probabil. Fiecare cu un interes, numai nu a poporului. Da. Eu nu am încredere. Așa că deja nici nu mă uit la toate chestiile astea, din păcate. Majoritatea oamenilor, așa au spus, au prăpădit, cum spun, încrederea în toți. Da, încă care participă, că eu dat 200 de lei, că chiar și așa la părere de rău, că s-au dus pentru 200 de lei și au vândut, adică cinstea și onoarea.
Nu știu, din păcate asta e. Trebuie să ajungă la putere niște oameni sinceri, niște oameni devotați, cum sunt în multe țări, care noi nu mai atingem să vrem. Cum se deslușești care sunt? Ei în campanie toți cam la fel, toți frumoșei, toți promit, a? Cum? Care sunt criteriile populare? Cum se deosebește un om sincer de un om fățarnic? În primul rând, așa poate să-l declină la locul de lucru unde s-a aflat persoana așa, în cauză. Aha. Cum s-a comportat? Decent sau nu decent? Uh-huh. Decent. A avut ceva de împărțit, cum a împărțit, dacă a fost o cază de genul ăsta. Și anume, devotat pentru pământul ăsta, pentru bunăstarea. Eu să-ți mă mire, că când îmi povestesc din Italia, așa mai mult am o casă, îmi povestesc, dar și-am luat și țări, în Spania, și unde vrei. Îi pus omul pe primul plan. Ceea ce la noi nu se face lucrul ăsta. Dar ce e omul pe primul plan? Poftim? La noi ce e pe primul plan? Banul. Banul. Puterea. Puterea în primul rând. Puterea, că acolo unde e puterea, acolo și banul se învârtește. Așa e legat unul cu altul. Îi vor să duc în politică, ce vor să duc în politică? De ce? Deci, că acolo se fac bani. În politică se fac bani. Democrație s-a făcut în demohoție. Asta, demohoție înseamnă toată lumea fură. La noi nu toată lumea fură. Apoi nu merge vorba. Merge vorba că adică noi la guvernare, adică democrație, democrație, dar până la urmă e hoție. Ca să nu zic demohoție, dar e hoție. Tare bine ar fi să avem un Ștefan, să renască un Ștefan, un fiu adevărat a neamului nostru. Apropo, Ștefan nu e prea să fie bărbat așa, poate să fie și doamnă. Da, dar nu se discute. Un om cu caracter, în primul rând, și un om devotat. Devotat pentru oameni, pentru toți locuitorii acestui pământ, acestei bucăți de pământ. Suntem cu o palmă, așa e, că avem și sud, avem și nord, avem și... Și nu numai pentru poporul ăsta care e băștinat, dar pentru toate toate minoritățile care conlocuiesc pe teritoriul ăsta. Fiindcă eu nu am văzut magazin aparte pentru cei vorbitori de limba rusă, pentru moldul român sau mai știu și acum. Deci noi ne ducem la petreceri, la nunți, la cumătări, ne ducem împreună. Deci noi trebuie să-i apărăm pe toți. Дружно живем, никого никто не называет. Встречаемся и на куматрех, и на свадьбах, где как, на то доброе утро. Не, о, ты там румын, ты там это. И есть и румыны у нас живут в селе, и армяны, и грузины, все. У нас разная нация есть, и болгары все. Мы очень встречаемся, никто не говорит, что вот, почему ты пришел сюда, ты такой. У нации нету у нас этого. Так, нас, особенно наше село, дружное, красивое. Сейчас политиканы думают за себя, а народ сам выживает как может. Такое ощущение, что пропасть между политиками и народом? Ну, конечно, что кто-то выходит в народ. Они выходят только перед выборами, когда им надо, чтобы их выбрали, и все. Ну, а как определить тех, кому можно доверять, а тех, кто просто обещает? Ну, это сложный вопрос, как их можно определить. Вот сейчас будут... Зарисовки-то все красивые везде, на телевидении, на радио. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что всему виной, даже в нашем государстве, всему виной голова. Так, а кто у нас потому голова? Что... У нас как у дракона. Ну да, у нас, походу, больше голов, чем... Ну, главное голова. Просто нужно знать, какую из них отсекать, вот и все. Даже так, радикально? Ну а почему бы и нет? Кто главный в стране? Есть такое понятие, ощущение? Многие думают, что есть такой человек, который... Все решает или... Хотелось бы, чтобы такой человек наконец-то был и стукнул кулаком по столу. Так. И сказал, что все, с сегодняшнего дня в стране должен быть порядок. И мы наведем этот порядок. И чтобы была категория людей, которые не только на словах заинтересованы в том, чтобы сказать, что мы вам сделаем, вы выберете нас, мы вам поможем, мы вам воду проведем, мы вам газ проведем, мы вам все. А чтобы проконтролировал? А чтобы он действительно контролировал и ходил. Еще. И ходил, проверял это. Не только сидел в кабинете и числился президентом, и потом пенсию получал за счет народа того, который работает, а чтобы действительно строгим был. Но у президента все-таки ограниченные полномочия, да? И мне кажется, что это нехорошо, что у него ограниченные полномочия. Он наверняка в курсе всех дел, что творятся у нас и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в экономике, и всего. Он же должен сказать свое веское слово. Какими качествами должен он обладать, и как проверить, насколько это... искренне и правдиво. Ну, я бы мог хотя бы сказать, что на примере президента Беларуси Лукашенко, хотя бы на примере него, потому что строгий, может быть, он когда-то и был коммунистом, я его политической карьере не знаю, но то, что он строгий и держит страну
в порядке и надлежащим образом руководить страной, я думаю, что хотя бы примерно таким, как он. А может, для нашего народа и построже что-то нужно. Я еще построже. А вы пойдете на выборы? Обязательно. Корект. Да кушини вотац. Это кума кушини с вотац. Кум кушини? Это я вам треб кушини. А пионка ношу кушини. Да шини, шини с кандидатцей. Nu știu. Da. Când aduce hârtia. Așa. Atunci noi ne uităm și atunci vedem. A, când vă aduce în cutia poștală hârtie, da? Da, da. Dar la televizor, acum televizor, dar înainte... Domnule, trebuie de prins. Trebuie să mă mai brusc așa de prins. Iana. Ia să zic, eu țin telefonul să nu cadă în apă. Lasă telefonul și ala. Lasă că acum, iată, mai stăm puțin și mai trecem. Așa când șeza, parcă spare, dar când ți-ai vânța mâna cu... Da. Ia că dacă vine buletinul, scrie așa, Marian Lupu, Mihai Gimpu, Yuri Leanca, Andrei Năstase, Maia Sandu și Dmitri Ciubașencu. Ia că din ăștia cine așa că la uz? Cine vi se pare mai... Dar stai să-i ved la față din tăi, cum o să iei? Doamnă, ingineri, poate să ne conduc? Cum credeți? Că e bine, doamnă, să fie la conducere. Dar la noi cum e femeie? În primărie? Da. Лариса. Лариса. Что да. Тарио фемеи на локу ей. Но ты дэнсэ, например, но да унэш. Но да спи Лариса в локу. Ниш песу де барбатой. Видэнсэ? Контяза че ом, че характер есть. Ла лежи у свинец? А? Ла лежи треб демерси? Да. Да наинтэй да пуни штампил гам треб дешты, пэндр ше не пуни штампила? Наинтэй да пуни штампила, треб дешты программа ла фейкаре. Ла фейкаре? Программа. Программа. Zero fiecare. Nu toată lucrurile. Și ce da. Și ce face? Promite. Și ce promite el? Michael, să izbirați prezidenta. Какого президента нам и вам нужно? Который думал бы о народе. Просто о народе. Об обычном народе. Вот и все. Я не сапожник, я никогда не начну пытаться ремонтировать сапоги. Если ты, допустим, не финансист, ну куда ты лезешь? Зачем ты лезешь? В конечном итоге надо каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься четко своим делом. Президент мне карман не ставит. То есть от президента пользы нету вам лично? А что он ставит мне был? Хорошо, а как его зовут? Там же их сколько есть. Сколько? Там, подождите. Там есть их много. Как? Ну как, кто? Один президент, один премьер-министр, один председатель парламента. Я так знаю. А это... Левый! Și asemenea răspunsuri am întâlnit în aproape fiecare sat. Iar în timp ce pentru campaniile electorale ale unor politicieni care până la urmă nici nu au mai candidat, au fost aruncați în vânt zeci și zeci de milioane de lei, în satele noastre crește numărul oamenilor care trăiesc la limita subzistenței. De fapt, abia de supraviețuiesc. O, Doamne, viața, ce-i mai bun? Eu își vreau să iei viață bună cum a fost înainte vreme, dar viața asta e cam greu. E cam greu de trăit. Ia că asta e casa? Da. Asta? Da. E îngrijită, simpatică așa, micuță. Aveți și păsări și... Nu aveam nică, nu aveam unde pune. Dar și creșteți? Un câine, creiam. Cum? Un câine. Nu sunteți corian, doamnă Pelaghe. Bun. Când ați mâncat găină ultima dată? Ia că ați vă întreb așa, un pui. Nu mă țin minte din ce am. Nu țin minte. Cum nu vă țin minte? Carne când ați mâncat, doamnă Pelaghe? Când am întoit atunci, am întoit găinile. Dar când s-au întoit găinile? Cam când? Eu mă țin minte, Ana. Doamnă Pelaghe, da? Eu îmi cer scuze de așa întrebări în primul rând, dar vreau să vă întreb, dar ce mâncați de obicei că la prânz? E că azi dimineață ce ați mâncat? Ce am mâncat? Prăjit ieri. Ești patlăgele venite și cu o storbă și cu... Nu este deloc de mirare că doamna Pelaghea, la fel ca și sute de mii de cetățeni, nu mai au încredere în niciun politician.
Ну, позва спойним, и как... Да, усвататься? И умвата, так а требую, не дуже умвата, да, да. Да, что сам так, а требуи? Аста чи не хотреш, так, а требуи? Требуи. Требуи, а? Доам Пелагей, до нас и кушини сентец. Ака, спуни сен секрет. Кому Дунадзеу сентем? Care ar și nimeni n-ați ne dăși, nimeni n-ați ne facă bogății. Tot e pentru dăși, nu pentru omul. Încă o dată mă conving că sărăcia extremă, în combinație cu proastă informare, creează, din păcate, un teren foarte fertil pentru tot felul de manipulări. Dar nu aici niște lizoare, nici crâșcăl mei pe cap, nici care vorbește. Asta spune, dar o să fie lege acum, cu cine o să votați? Вот и мужчина еще. Который зачем же сейчас не может быть пилен шор сальвотез. А что? Да. Да дичи. Потому что я морхей. Cum? Морхей очень много făcut și drumul o reparat și chiar și la noi este pensator reparat drumul. Și... Așa. Da. Foarte mult ajută oamenii, la oameni au de lucru. De o ajutoare, numai că asta, Ivan Șor. Da. Noi suntem sărați și nu ducem. Măcar oamenii mulțumesc că primesc ceva, așa e? Da. Dar nu primim nici o capică. Da. Când au fost Ilian Șor, eu punem ajutor pentru copil și nu vine nică. Dar când, cum a venit Ilian Șor în Parlament, eu primesc cam aia și pentru copil și... Așa e. Nu e în Parlament. Dacă n-am nici o capică. Oamenii n-au și mânca, dar ei fur banii oamenii. Soluția de atâta m-a dat guvernarea toată. Jos și început de la început și pus un om conștient, un om care, un om simplu, un președinte de țării simplu. Dar pe cine să-l pui, Vichea? Trebuie și un stăpân sus? În primul rând. Care se întrebe de sus, ca Putin. Ia că eu vă spun cinstit, eu vreau un președinte așa ca Putin. Cum? Așa ca Putin. Cum? E dostoinic, om gospodar. El dacă a sunat la urși și alghi, și urși și alghi, o tremurat. O tremurat și s-a dus, o trecut înapoi. Și Ion nu știe pentru cine să voteze, că socrul meu răpăsat. Păi eu m-am dus pentru primul care era, am pus ori ștampila, ori cușilița și el. Pentru primul? Da, care era primul pe listă. Dar asta nu e normal. Oameni, nu știu, dar ei care candidează tot din partidele lor candidează. Cine ați fi? Tot ați fi Lupu, tot ați fi Locatiuc, tot ați fi tot din partid. Nu e din partea Morodului. Nu, dar cine crezi că o să câștige? Nu, prognozul greu de făcut, că sunt mulți, da? Domnul Anatol, dar așa la dispărțire, pentru viitorul președinte, ce i-ați dori? Așa ar dori, să fac bine pentru țară. Dar ce trebuie? Și mai fac schimbări și în justiție, și în procuratură, și... Auzi, președintele și ca Stalin, să fie tare. Nu-i drept, nu. Stalin, nu-i vorba de Stalin, nici vorba. Dar e ca cum să fie? Stalin merge vorba că tiran și așa, că Stalin era o leacă de așa disciplină, dar nu-i, nu prea. Nu, o calitate care trebuie să aibă el? Cinstit și cinstit, ții cu poporul. E ca vocea poporului. E ca, domnule. Nu vreau nimic. Cum nu vreți nimic? Da, stai. Da, păi, la. Da, spuneți. Aveți 20 de secunde, un minut. Spuneți ce trebuie de făcut în țară. De schimbat tot. Tot de schimbat și tot de schimbat. Că ei nu sunt conducători, nimic. Da, cum îți fii un conducător? Să fii și un om care a trăit viața grea, care e în greutate, ce știi cum să conduc. Da, ești care-i bine. E cată numai bine să fie. Eu aș propune lor să mai îmbli, să mai grească cu oamenii, să mai alături de oameni de noi, să mai întreb ce probleme, ce vorbe, ce le mai trebuie, cum le mai aranjează, să le mai facem una, alta. Să ne facă să trăim mai bine și să aleagă un președinte să ții cu lumea. Dar ce înseamnă să ții cu lumea? Așa să facă pentru lume să ții, nu pentru dânșii. Ne mărească pensia și să dăie miliarde înapoi cine le-o frate. Să mai uite măcar, nu cu amândoi ochi, dar cu un ochi măcar și la noi, la durerile noastre și la toate problemele care le avem noi. Și le-aș spune așa, nu le doresc ce și suferim noi și înghițăm de atâta vreme, să n-aibă ei. De politică nu vorbim, vorbim de viitoare, că ce trebuie de schimbat, Tatiana? Ia uite-ți, și văd găinile aici. Ce trebuie schimbat? Da. Ordine să fie. Ordine țării, la gospodării. Să fie gospodar la conducere, da, responsabil, așa? Da. Aici din Parlament, tăți dat jos. Așa. Și Parlament făcut din nou. Și din cine?
fel de oameni de ales în Parlament? Oameni buni cu suflet. Dar cum să-i deosebești? Ei toți, când la televizor vezi, toți sunt buni. Atâta timp cât noi nu o să revenim la vatră, la moșii, la casă părintească, la părinții noștri, la bunei noștri, la valorile noastre, adevărate, nu o să facem nimic. Nu o să ne salvezi nici castelurile care se gândesc că se salvează, care se gândesc că o să fure toate băncile și o să facă milionari și miliardari. Nimic nu-i salvează. În primul rând, ei se îndepărtează foarte mulți, ori s-au îndepărtat de acum de bunul Dumnezeu. Nu mai vorbim de problemele morale, de problemele de integritate, toate astea sunt de acum pentru ei lucruri străine. Vreau să spun că s-a făcut o prăpastie între conducerea aceasta, guvernarea aceasta. Într-o parte mică, dacă suntem 90 undeva procente cei care sunt pragul sărăcii, pe prăpastia asta s-a format datorită unor oligarhi, cu undeva 5%, domină toată bogăția acestui popor. Noi nu avem, zicem, țară săracă, avem țară prost condusă. Nu există țări bogate, țări sărași. Dar mă rog, de nu știu ce să ne faci. Stați, dar cine conduce? Cine conduce? Da. Cine conduce? Din spate conduce? Să pui cum? Asta sunt. Și socotesc, dacă a fost prezidentul ăsta cu mine și... Ziana, să-i zic. Cum? Prezidentul ăsta nostru, cum mai zice, mai cum? Ai, văd, polița, eu le-am... Cum e prezident? Care e numele prezidentul? Snegru? Nu, Snegru, zic că care a fost până muianul. Eu ăsta, eu l-am... Bai. Domnul Andrei, Ghimpu? Nu, Ghimpu. Da, Ghimpu. Aici ăsta care e bătrâna muianul. Voronin. Nu, Voronin. Eu știu, dar Nicolae... Nicolae Timofte. O, e așa. Și cum să cotiți că Timofte-o condus sara? Nu a condus. Timofte-o condus. E și din urmă, ca eu pun niște oameni, și din urmă, eu merg caldă, el spune, merge în stânga, merge în urmă, merge în urmă. Este cât se poate de regretabil, dar și foarte grăitor, faptul că nu toți oamenii, din prima, își pot aduce aminte cum o cheamă pe președintele țării. Iar eu vreau să cred că președintele pe care îl alegem acum, prin acțiunile și poziția sa, va deveni președintele tuturor cetățenilor și va fi un om de stat independent, cinstit și eficient. Și astfel va lăsa o urmă mai adâncă în memoria oamenilor și în istoria țării noastre, Republica Moldova.